Aducem în atenția telespectatorilor noștri un fapt inedit care se petrece pe scena politică de la Ion Creangă, unde în cursa electorală pentru fotoliul de primar au intrat câțiva cântăreți bisericești pe listele Partidului Mișcarea Populară, al cărui lider este fostul președinte Traian Băsescu. Președintele PMP Neamț Laurențiu Dulamă manifestă un optimism politic justificat, susține acesta, de calitatea liderilor intrați în competiția electorală. Așa cum am menționat de fiecare dată în ultimele trei luni, echipa Partidului Mișcării Populare Neamț este foarte tânără, sunt oameni care au reușit în domeniile lor de activitate și care vor cu adevărat să schimbe clasa politică actuală. La Ion Creangă, candidatura domnului Crisanov este extraordinar de benefică și sperăm din toată inima ca primăria Comunii Ion Creangă să fie condusă după 5 iunie. Laurențiu Dulamă este convins că tânărul contracandidat al primarului Petrică Prichici chiar face parte din ceea ce PMP-ul proclamă cu emfază a fi noua clasă politică aruncată în bătălia pentru alegerile locale. După 5 iunie, Valeriu Crisanov, cred că cu siguranță va fi primarul Comunii Ion Creangă, pentru că merită acest lucru și, așa cum am spus, face parte din clasa nouă politică, neatinsă de, eu știu să spun, flagelul ultimilor ani și a ceea ce s-a întâmplat în politica românească. Luată prin surprindere, tânăra speranță politică a partidului lui Traian Băsescu cu greu a reușit să îngaime câteva cuvinte despre motivele ce au mânat-o în lupta electorală de cucerire a administrației publice locale. Dar de ce? Cum de ce? Face subiectul unui material de presă, evident. Că nu găsești toată ziua un slujitor al bisericii să candideze, mai ales în condițiile în care Sfântul Sinod a dat recomandare. Bine, la dumneavoastră nu este interzisă, dar trebuia să aveți binecuvântare. Deci vă rog tare mult să formulați o declarație. Da, într-adevăr, am doi cântăreți bisericești. Bine, dar ce v-a determinat să vă implicați în politică? Mm. Ați luat-o nepregătit pentru un interviu. Da, e o scurtă declarație. Simplu fapt că nu se mai poate așa și trebuie făcut o schimbare, trebuie făcute mai multe, nu numai Dumneavoastră ați avut și o pagină de Facebook pe care mergeați pe îndemnul acela iohanist să ne luăm țara înapoi. Dumneavoastră ați spus că vreți să vă luați comuna înapoi. De ce ați afirmat aceste lucruri? Și de ce între timp ați șters pagina de Facebook? Am închis-o, da. Păi multe motive. Da, dar mai multe motive. Dar totuși, de ce? Dacă putea sta de vorbă în față, altfel am vorbit. De menționa faptul că la nivelul protopopiatului Roman și Piatra Neamț, cei trei cântăreți biserice sunt singurii politicieni nou-nouți care au decis să se implice în campania electorală pentru alegerile locale. De altfel, indicațiile Sfântului Sinod au fost acelea ca biserica să se țină departe de bătăliile electorale partinice. În cazul dascălilor, hotărârea înaltului for bisericesc cere doar binecuvântare din partea preotului slujitor, pe care la Ion Creangă cei trei cântăreți au primit-o de la părintele Mihai Buda, care la rândul lui trebuie să aducă intenția de a intra în politică a celor trei candidați la cunoștința arhiepiscopiei. Legea nu interzice personalului neclerical să intre într-un partid politic.